Nașterea este o loterie, dar una cu sorți foarte mari la izbândă și se pare că eu am extras biletul cel mai norocos. Cazul Oxanei, naștere obișnuită, fără particularități, un născut fiziologic, un făt, fără probleme și în perioada de decolare a placentei s-a stabilit defect de placentație care în ochii noștri s-a prefăcut într-o hemoragie de aproximativ 3 litri. La început prezența mea era una obișnuită, deci menirea era de a asigura analgezie nașterii. Înțeleg că acea branulă periferică pe care o aveam e puțin, că trebuie să măresc pe lângă faptul că viteza de administrare a soluțiilor pe venă trebuie să mai fac rost încă de o venă periferică cât mai curând posibil. Pe lângă faptul că trebuie să transfuzez volume mari, trebuie să reușesc și să-i asigur o încălzire a acestei paciente. M-au transferat din sala de naștere în sala de operații. Când opțiunea cu medicamentele nu a mers, i-a propus procedura cu embolioza. Dumnezeu, când a pronunțat cuvântul, eu nu știam ce semnifică asta, dar i-am spus, doamna Ana, faceți orice, doar să păstrăm fertilitatea. I-a spus, eu mai vreau copii. Și asta a fost Timbolt pentru a merge pe alt cale de a salva organul și de a face emboliza. În afară de echipament trebuie să existe și specialiști care posedă tehnica asta nu o face și medicul obstetrician. Vorbesc despre echipa endovasculară. Am recurs la intervenție de embolizare arterilor uterine pe motiv că se întrunesc trei condiții importante pentru realizarea acestei intervenții. Un serviciu de ginecologie și obstetrică performant, o echipă de chirurgi endovasculari gata să intervină la necesitate, care de asemenea posedă acest tip de intervenție endovasculară, embolizarea arterilor uterine și laborator de angiografie care oferă posibilitate de realizare tehnică acestei intervenții. Sub anestezie locală se punctează arterie femorală pe dreapta sau pe stânga, se introduce un cateter special și se cateterizează selectiv arteria uterină din stânga, apoi din dreapta. După cateterizarea arteriei uterine, se introduc niște particule mici care închid complet lumenul arterii și opresc fluxul arterial pe arteria cateterizată. Apoi aceeași procedură se face pe arteria uterină din partea dreaptă. Când pacientul a dorit o altă alternativă de cătonaturare de organ, s-a reușit în timp foarte scurt să stopăm hemoragia și să-i păstrăm uterul. În urma monitorizării deja în postpartum, pacienta a păstrat și funcția reproductivă și va putea să mai aibă copii. Până nu de mult se intervenea doar prin intervenție chirurgicală și ca regulă aceasta se finisa cu înlăturarea uterului. Este o premieră pentru Republica Moldova, dar totodată este și o victorie pentru echipa noastră. În speranța că nu vom mai avea cazul Oxanei, dar dacă și va fi, noi vom putea să păstrăm uterul la femeie. Asta mă bucur cel mai mult. Mulțumesc Dumnezeu că iată m-a dus aici în pereții medparcului și doamnei Ana că și-a luat responsabilitatea asta și au realizat procedura împreună cu colegii săi.